În fiecare an, în ziua de 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei Române. Armata se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor, tocmai pentru că, de-a lungul timpului, și-a păstrat o imagine curată și a oferit sprijin românilor când celelalte instituții ale statului au cerut ajutor. În campaniile celui de-al doilea război mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. De asemenea, cu ocazia acestei zile, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj de susținere, dar și un omagiu acordat armatei române. Soldații români sunt cele mai pregătite forțe pentru misiuni naționale, aliate și internaționale și oferă la rândul lor o imagine de forță și încredere statului român în raport cu partenerii externi. De Ziua Armatei Române transmit gânduri de respect și gratitudine tuturor militarilor activi, în rezervă sau în retragere. Aduc un pios omagiu soldaților care și-au vărsat sângele până la sacrificiu suprem pentru independența și integritatea statului român. Nu în ultimul rând, îmi exprim recunoștința și le doresc mult sănătate soldaților răniți în teatrele de operații în ultimele decenii. Respect armatei române. Totodată și deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a transmis un mesaj armatei române. Astăzi, cu ocazia sărbătoririi zilei armatei române, mă simt îndatorat și onorat să urez la mulți ani tuturor militarilor români multă sănătate, succes în activitate și le mulțumesc pentru dragostea și devotamentul pe care le poartă patriei și poporului. La mulți ani și glorie armatei române! Ziua de 25 octombrie reprezintă un moment cu valoare de referință atât pentru cei care poartă cu onoare și mândrie uniforma militară, cât și pentru întregul nostru popor.